Să crești un copil implică responsabilitate. Că e la munte sau la mare, la țară sau la oraș, fiecare părinte face cum crede că e mai bine. Copiii mei trebuie să asculte ce zic eu. Ce zic eu, îi lege. Diferențe sunt peste tot, dar toți vor același lucru, să aibă un copil minunat. Pentru asta este nevoie de anumite reguli și principii. În casa mea, disciplina este disciplina. Nu negociem aceste lucruri, jar mănâncă dorul. Dar oare aceste principii pot fi aplicate atunci când vorbim despre adolescenți rebeli? Mie nu-mi pasă că îmi impune cineva vreo regulă. Eu am regulile mele, eu mi le respect pe ale mele, nu pe ale altele. Nu mai erau stare să mă țin pe picioare. Bine că dormea bunica mea, frate, ești nebun. Când adolescenții și părinții sunt altfel croiți de soartă și de mediu, lucrurile devin complicate. Ți-am zis să pleci! Nu ți-e rușine la obraz? Nu, nu-mi e rușine. De ce? Pleacă-mă! Atât de complicate încât cer o rezolvare. Mă uit la el și nu-l recunosc ca fiind copilul care l-am crescut și l-am învățat atâtea lucruri bune. Astfel, doi adolescenți care nu se cunosc se vor întâlni pentru a petrece o săptămână într-o altă familie, alături de alți copii și părinți, iar regulile sunt stricte, mult prea stricte pentru cum sunt ei obișnuiți. În moment ce ești în casa mea, noi suntem părinții tăi. Mă suport, frate, ce nu înțelegi că trebuie să mă suport, să-ți intre aici. A mea. Nu vorbe. Amunii iei bagajul și te-a dus din casa asta. Ai înțeles? Ce? Du-te, mă, ce faci, mic? Ce du-te, mă, faci, mic, de la așa, crezi că mă încălzești ceva? De pachetul aici. Băi, ce asta? Nu-i înțelege? Am gata cu țigările, în casă și la școală. Să nu spun Andy, că mic s-ar putea să le pare rău. Că s-au născut pe planeta asta și că m-a întâlnit. Teddy Nedelcu este din București, are 17 ani și ar fi trebuit să fie în clasa a 10-a. Este abia între a 6-a la frecvență redusă. Cum s-a întâmplat asta, aflăm chiar acum. Am mințit cu o inocență desăvârșită. Am luat ghiozdanul, câteva caiete acolo, mai scriam uneori la plezneală câte ceva prin care să nu bat de la ochi. Și am reușit să acopăr perfect faptul că nu merg la școală și ea credea că merg la școală. Deci se uita în ochii mei și spune, da, mamă, oricând vrei să vii, să mă verifici, n-ai încredere în mine? Eșecul singurului copil nu a rămas fără urmări pentru mamă, dar Teddy nu pare foarte impresionat. A avut o criză pe fond nervos, cred, abar n-am. Oricum a marcat-o rău de tot. M-a dezamăgit atât de mult încât mi-este foarte greu. Lipsită de sprijinul soțului, de care s-a despărțit când Teddy era mic, mama a încercat să găsească soluții prin care, împreună cu fiul ei, să treacă de acest moment. Concluzia însă nu e deloc încurajatoare. Am participat la diverse ședințe la psiholog, iar concluzia finală a fost să nu mai am încredere în el, nici cât negru sub unghie, chiar astea sunt cuvintele. Din punctul meu de vedere, școala nu-ți dezvoltă abilitățile pe care le ai, dar încă nu le-ai descoperit. Și te menține la un nivel mediu. În lipsa școlii, care menține abilitățile doar la un nivel mediu, Teddy a găsit alte, să le zicem, domenii de activitate în care să exceleze. Prima oară am pus țigara în gură la 6 ani, dar pot să zic că m-am apucat de fumat constant să fiu fumător la 12 ani. Și o țigară fără cafea nu prea merge, sau fără cola. Și dau în medie cam un litru jumate de cafea pe zi. I-am interzis să mai fumeze în camera lui, că efectiv nu mai poți să dormi acolo, că te neci. Fără vreun program strict sau vreo responsabilitate, Teddy are timp să se gândească la tot felul de lucruri, să cristalizeze idei, să le concluzioneze și apoi să le transmită înțelept prietenilor. Este cum sunt femeile ca ciorapii, trebuie să le schimbi. Dacă păstrezi prea mult aceeași pereche, începe să se împută. V-ați dat seama deja că preocuparea de bază a lui Teddy este să taie frunze la câini. Dar mai trebuie să aibă și cu ce. Ori aici lucrurile devin grave și niciun fel de ironie nu-și mai are locul. Când am verificat, îmi lipseau bijuteriile. A luat bijuteriile și l-a dus la un centru de amanet. Nu vă pot spune în cuvinte ce șoc emoțional poți să ai. Nici o durere din lume nu poate fi atât de greu de suportat ca durerea pe care ți-o provoacă propriul tău copil. Cătălina are 16 ani și este din Galați. Anul trecut însă ea s-a mutat în Măcin la bunicii ei. Învață la liceul de acolo și este mulțumită pentru că, spune ea, are mai multă libertate decât ar fi avut acasă. Când aveam vreo 14 ani, acum 2 ani de zile, am avut mici afaceri și nu ne-am ocupat de ea, nu prea am controlat-o.
E, și a prins aici o mică portiță de scăpare. Cătălina spune că problemele ei din familie au făcut-o să plece de acasă. S-a îndepărtat de părinți și de frați și încearcă să fie cât poate ea de independentă. Totodată, tatăl ei s-a despărțit de curând de mamă, alegând să plece și el din Galați, la Măcin, ca să fie alături de fica lui. Picătura care a umplut paharul și a determinat mutarea mea aici, cred că a fost ultima ceartă cu mama. Ne-am luat de păr, ne-am bătut, ne-am certat, ne-am... Soția m-a acuzat că sunt prea moale, nu pot să dau pedepse. Cătălina a profitat de treaba asta că eu eram inimă de mamă și maică-sa era un pic mai dură. Dar a înrăit-o pe Cătălina, de a făcut-o să vină încoace. Asta este. Și am vrut să nu fie singură, am vrut să fiu lângă ea aici. Tatăl ar vrea ca fica lui să fie altcumva. Știe care sunt problemele ei, dar nu a găsit încă cea mai potrivită metodă să le rezolve. Este lent, se dea cu un fund de ten la vârsta asta, ce om face la 30-40 de ani. E păcat. Încerc, dar încerc cu bunătate și nu profită de bunătatea mea. Dar că așa mă simt eu bine. Și la ce oră vii? Două. Vii la două? Mă suni. Te sun? Da. O să ai telefonul închis? Sperăm că nu. Indulgența este o slăbiciune a tatălui, iar rarele apostrofări nu mai au de mult niciun efect. Cătălina, ți-a arunc telefon. Îl arunci, da, bine. Bă, tu n-auzi? Da. Zic acum. Lasă-mă, mă! Ții pe handicapatul ăla de tata. Știu că o să vin un moment în care eu o să-și dea seama de felul în care sunt. Să zicem că acum poate nu se manifestă, dar eu știu că o să se schimbe și din cauza asta îi accept toate problemele care mi le faci și trec peste ele. Cine nu ține la copilul, ca oricare părinte sau ca unii dintre părinți, ar da totul pentru copiii lor. A venit vremea ca cei doi adolescenți să se pregătească pentru plecarea în familia în care vor locui timp de o săptămână. Sunt atenți la fiecare detaliu și nu uită nimic din ce le-ar putea fi de folos. Hai, pa! Pa! Pa. O să fie dur. Și mie? Da? Maxim. Ai grijă. Sunt convinsă că nu știe ce l-așteaptă, dar eu l-aștept cu mult drag înapoi. Sper să și reușească să reziste și să învețe ceva. Am încredere în ea și să dea Dumnezeu să se schimbe. Și să fie copilul pe care merită ea să fie față de noi, față de familie și față de lumea din prejur. Cătălina și Teddy se cunosc pe malul Dunării. Niciunul dintre adolescenți nu este timid, așa că prima lor discuție se leagă repede. Bună, Cătălina. De unde ești? Galați. De unde ești? Da. Ok. Porți tanga? Da, mă, de ce? Ce pam? Cu ață mai groasă sau mai subțire? Ață de papiot, înțeles. A. După 6 ore de călătorie și epuizarea multor subiecte de discuție, cei doi vor ajunge în Archita, localitate aflată la câțiva kilometri de Sighișoara. Familia Filip este una în care respectul față de părinți nu se negociază. Tatăl este portar la un liceu din Sighișoara, mama pedagog școlar la același liceu. Au văzut mulți adolescenți până acum și, încet, încet, și-au dat seama ce trebuie să le permită și ce nu celor doi copii ai lor, Adina, de 16 ani, și Călin, de 14. Nu accept cuvântul să se întoarcă de la copii. Eu aduc bani, eu aduc mâncare, eu aduc totul și așa, pe după să se întoarcă copilul, vorba. Tatăl nu concepe lipsa de respect, iar dacă asta s-ar întâmpla cumva, pare să fie pregătit, chiar dacă exemplele de pedeapsă sunt voit exagerate. Eu dacă aș avea un copil să umble așa deshămat sau dehățat, cum se spune, i-aș da 2-3 luni de zile pâine cu ceapă și să rașcheteze toate camerele cu un ciop de sticlă și bani deloc, până când ajunge el pe salarul lui. Din experiența mea de pedagog, consider că un copil, cât ar fi el de rău, de rebel, de needucat,
se poate îndrepta. Comunicarea este cea mai importantă. Pe lângă această comunicare, la fel de important este ca cei doi copii să-și asume responsabilitățile casnice, dincolo de cele pe care le au la școală. Curățenia în casă este făcută de fata mea și sunt mulțumită. Hai, Adina, scoate pâinea, mamă, hai! Eu un cuvânt când mi-am spus, aia e zisă. Ei sunt conștienți că ceea ce au învățat în familia noastră să facă le este de folos în viață. Adina și Călin sunt doi copii receptivi la spusele părinților. O bună explicație pentru faptul că nu există probleme în familie. Mie îmi place la școală foarte mult limba română. Mă recreez în timp ce citesc cărți. Pe viitor aș vrea ca să devin învățătoare, pentru că am văzut cum lucrează mama cu copiii și îmi place foarte mult. Eu nu înțeleg ce ai scris acolo. Tu înțelegi ce ai scris? Nu. Nu înțelegi. De ce te-ai grăbit? Ia mai copiază încă o dată. Hai, fă o dată. Hai, te las să-ți faci și pe urmă vin să te verific iarăși. Și copiii noștri sunt copii și ei mai greșesc, dar în momentul când au greșit, atunci ridicăm tonul, iar dacă nu, mai aplicăm și câte o pedeapsă, pentru că așa putem să îi îndreptăm, să-i aducem pe calea cea bună. Eu nu mă supăr dacă mama îmi rupe foile, chiar dacă mai greșesc la teme câteodată, că pentru că ea mă atenționează, am note foarte bune la școală. Adina, unde urci încălțată? Tu știi că n-ai voie să urci încălțată! Ia de drumul înapoi și apucă-te și curăță! Soția mea mai strigă la ei, dar eu când mă uit din privire, ei deja știu care e problema. Ei înțeleg. Pot să spun că sunt foarte mândră de copiii pe care îi am și de felul cum sunt educați. Cătălina și Teddy ajung acum la familia Filip, care îi așteaptă pe cei doi cu speranța unei săptămâni constructive. Încă de la început, totul se anunță destul de interesant. Fratele meu ce e aici? Bă, am obișnuit deja cu ideea că o să-mi doresc să mor. Eu știu cum să-l strâns la poartă. Copil. Vor să ne vadă, vor să ne cunoască, mă, să-i curioși. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Aia, băieții, nu prea place de voi, să știți. Ce aveți? Ce aveți voi acolo? N-avem voi cu așa ceva aici. Ne-am pus puțin suc. Nu cred că e suc. Ia vă rog frumos. Ia vă rog frumos, acolo este un tomberon după poartă și le băgați acolo. O termină și vedeți așa? Nu mai, termin deloc. Veniți cu mine și o băgați aici. O pui aici, da? Te rog frumos, și țigara. O termin acum. Nu. Să te rog frumos, niciun fum, gata. Mai am 3 pachete ascunsegeate, nicio problemă. Hai, vedem. Nu te mai dă de gol, mă. Prima idee cu berea și cu țigara nu prea mi-a plăcut. Fata mi se pare încuiată tare de tot. Nu știu cum o să rezist să stau cu ea. Dacă ei cred că cu asta ies în evidență, e problema lor. Ca prima impresie, casa mi s-a părut ok, părinții oarecum ok, copiii inexistenți. Mi se pare ciudat cum are băiatul la părul. Cei doi adolescenți sunt poftiți în casă, apoi poftiți să-și lase încălțările la intrare, în speranța că la intrarea în casă vor rămâne și obiceiurile dobândite până acum. Deci aici, băieți, este camera voastră. Fiecare o să dormiți separat. Succes, Teddy. Aveți televizor. E timpul ca Teddy și Cătălina să afle regulile casei, chiar dacă este evident că numai de reguli nu au chef cei doi. Trezirea dimineața se face la ora 6:30. În afară de sfârșit de săptămână. Ora de culcare nu este mai târzie de ora 22. O să fii frumos. Hainele de școală și ghiozdanul se pregătesc de seara. Le am pe mine. Cum adică le ai pe tine? Tricou mișto, pantalon mișto. Ți se pare normal? Să am pantalon mișto? Nu, trebuie să am. Ți se pare normal cu hainele de școală să te trezești dimineața direct îmbrăcat în ele? Sau cum? Ce vrei să spui? Că dormi cu hainele de școală? Nu, dar le așez, mă dezbrac, îmi iau pijamale mișto. Te rog frumos, ești... Nu râzi, da? Să nu te zâmbesc. No, te rog frumos, nici nu zâmbești. Când zâmbim noi la tine, atunci zâmbești și tu, da? Vă rog frumos, ascultați regulamentul. Au numai reguli de c***at. Toate mi se par, în primul rând, inutile, în al doilea rând, mult prea comuniste. Nu se fumează, nu se bea cafea și sub nicio formă alcool. Părerea dumneavoastră nu mă interesează.
Săptămâna asta că stați la mine, țigara nu o vedeți. Eu sunt dependent, mai am încă o boală. La noi în familie nu se vorbește urât, nu se înjură și nu se ridică tonul. Vezi, mă, idiot. Și nu vreau să aveți lipsă de respect. Cătălina, te rog frumos, tu renunți la machiaj. Deci niciun fel de machiaj. Am semne pe față și trebuie să le astup. Nicio problemă. Dar e o problemă. Nu este nicio problemă. Ba este că folosești ceva pentru ca să mi le acoperi. De ce atâta nu vreau? De ce? Nu este nu vreau în tot. Bine, o să vedem. O să murim. Lăsați că nu o să muriți. Deci, cu fumatul nu respect. Nu respect? Nu. Dacă nu fumez... Aoleu, a plictisit. Dacă am nervi, încep să mă zgâri. Lăsăm gluma deoparte. Vă rog frumos, v-am adus la cunoștință regulamentul casei. Cât sunteți în familia noastră, sunteți copiii noștri. Exact cum îi educăm noi pe copiii noștri, așa vrem să vă educăm și pe voi. Termină cu fițele astea. Te rog frumos, te rog frumos, măcar atâta timp cât stai în familia mea. Atâta timp cât țipați la mine, țip și eu la dumneavoastră. Eu nu țip la tine, Eu așa vorbesc, așa. Mai și eu vorbesc mai tare de felul meu, știți? Da, înseamnă că ne potrivim. Da. Văd că nici cu vorba bună nu înțeleg. Nu știu cum au fost crescuți copiii aceștia. După o asemenea atitudine, se impune un control destul de strict și primul care are de suferit este Teddy. Peste ce ești, mă, băiatul meu? Ha? Nu știu, că nu le-am pus eu. Dar cine l-a pus? Cine a folosit valiza înaintea mea? Ăsta nu-ți trebuie, ăsta alțu. Aici așa nu-l folosești, că n-ai unde. Un copil de 16 ani n-are dreptul nici la țigări și nici la prezervative sau la placă de păr sau asta. Oricum, copiii mei așa ceva încă n-au avut și nici n-au avea. Asta așa, asta rămâne la mine. E, na. Sigur. Aveți cam multe televizoare prin casă, vii de mult. Pentru băieți nu știu de ce să folosești așa ceva. Hai, la fete da, dar nu la băieți. Ar trebui să fim urâți ca dumneavoastră, că să ne îngrijim deloc. Nu cred. Poate-ți mai îngriji ca tine. E sfârșitul lumei aici, să bă. Aici nu se vorbește așa ceva, în orice caz, în casa mea. Bine, e paradisul vesel, slobos la ta. Și-ți doresc noapte bună și gândește-te până dimineață ce te așteaptă. Atât. A, vă dau un sfat, mergeți la agenție imobiliară, căutați altă casă, că asta nu o să mai fie locuit. Să-l ferească Dumnezeu, să-mi spargă ceva prin casă, apoi am eu o regulă și pentru așa ceva. Mamă, ce-am văzut? Căcatul ăsta să nu văd. Mărși. E clar, Teddy a declarat război și părinților, dar și celor sfinte. Până se mai liniștește, mergem în camera cealaltă, unde scenariul de la care se pornește este cam același. Asta e fond de ten, care mi este foarte de folos. Și tu crezi că toate astea sunt de folos ție? De ce să strici fața atât de tânără? Spune-mi. Primul rând, nu-mi stric fața. Hai, eu așa în al doilea rând, fața mea stricat-o din anumite greșeli pe care le-am făcut în trecut. Adică. Dar nu pot să zic că le regret. Pentru că am anumite semne. Ce ți-ai stricat? Eu nu văd niciun semn. Uite, ai o față tare frumoasă. Păi nu se văd acum, pentru că sunt dată cu fonten. Ce am pe mână, am și pe față. Pe aici, pe aici și pe sus. Sunt ale mele și dacă vreau să mă dau cu ele, le obțin. Fac în așa fel încât să le obțin și să le folosesc. Atâta timp cât rămâi la noi, da, vreau să ai un singur lănțișor, o singură brățărică, te las pe tine să alegi care crezi tu că ți se potrivește cel mai bine. Și aș vrea un ineluț, nu atâtea pe degete, uite și acolo și... Aștia două poți vi le dau. Și... E indiferent. Vreau să văd și cum stă și fără cercei. Hai să încercăm. Bine, am înțeles, nu vrea să mă machiez. Fond de tenul și cercei, n-am înțeles. Cea de-a doua zi începe cu reluarea unei probleme pe care mama o credea încheiată. Chiar dacă acest lucru generează tensiune, totuși este bine pentru că se mai află câte ceva. V-am spus și aseară, am niște semne pe care vreau să le acopăr. Sunt niște zgârieturi pe care le fac eu așa când am nervi. Cum adică faci? Te zgârii când ai nervi? Da. Să înțeleg că și pe față? Și pe față am avut pe aici, am semne. Astea sunt făcute de acum vreun an. Asta e cea mai recentă. E făcută de vreo 2-3 săptămâni. Care e motivul pentru care ai ajuns? Când am nervi. Ca să nu fac rău altcuiva, îmi fac adică rău. Nervi? Pe ce? Ce fel de nervi? Din orice motiv. Da, uite, Cătălina, eu vreau să te ajut cu altceva, nu cu fundul de ten. Uite, am aici o cremă de gălbenele. Poate ai auzit de cremă de gălbenele. Este o cremă foarte, foarte bună.
Și da. Te vindecă. Mai am o cremă? Foarte multe creme pentru să... Pentru ce? Ca să-mi treacă și pe mâini și pe față. Hai, uite, eu vreau atâta timp că stai la mine, te faci cu crema asta și eu îți garantez că te vei vindeca. Nu, mă dau cu aia, dar mă dau și pe deasupra cu fond de ten. Nu primești niciun fond de ten. Am spus că nu vreau să mai aud în casa mea cuvântul ăsta. Așa. Te duci și te faci cu crema. Nu vreau. Eu cred că semnele acelea cu zgâriatul, cu astea, le face din ambiție, să le facă în ciudă părinților. Dar cu mine nu-i merge. Cătălina are nevoie categoric de un aliat. Simte că pierde teren, iar asta nu-i convine. De bine de rău, are unde să găsească un pic de sprijin, doar că de la una se ajunge ușor la alta. Mie, mama, tata, nu mi-a luat machiajul în viața mea și mi-l ia ea. De ce ți-a luat fondul de ten? Nu te ia, că e proastă. Haide, mă, gata. Măi, fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat. Da, fără fartuși nu există ten adevărat. Păi să știi că nu există, tocmai de asta le și vreau. Uite că eu nu m-am dat cu farturi și sunt bun oricum. Da? Mă rog de multe. Da? Și pe tine te mulți, deci ar trebui să stai liniștită. Mișto! Eu te aștept, sincer. Eu nu. Mai un curând stabil. Păi chiar n-ai chef de destea acum, pe bun. Dar de care ai chef? De alte. Bine, mă, Crizato, hai să mâncăm. Cruzată-i măta. Stația nu poate mâncarea care o mănânci acum. Să suși măta ce fugi. Hai, ieși. Haideți copii, poftiți la mamă. Cu andetien sau fără? Fără. Mâine să ia poate știți să dă poate eu pe față. Potrivit bunului obicei dobândit de la 6, respectiv 12 ani, Teddy și Cătălina simt nevoia unui desert după masă și nu este vorba de vreo ciocolată sau prăjitură, ci de o țigară fumată într-un colț de magazie. Ce faceți? Noi bine, tu? De unde mai aveți țigările? Că doar vi le-am confiscat. Ce țigări? Eu nu fumez. Nici eu, doar trag în piept. Te rog frumos, dă-mi aici. Băi, nu trebuie să-i dai, să-i dai satisfacția lui ce te îngâțesc, mă. Vede să nu ia foc. Mersi. Și scoate și pachetul dacă mai ai. Nu mai am. Nu mai are. Vă zic eu că nu mai are. Scoate buzunarele. Păi nu pot, că sunt prinse în cusătură. Băi, copilul ăla, că nu stau la glume. Dă-mi țigara, te rog. Scoate țigara afară. Nu pot. Scoate țigara, mă, că dacă acum tot te cot. Uite-o. Ei cred că se joacă cu mine, că i-am prins cu țigările, ei ori gândit că ei nu mă joacă. Aici unde tai eu sub șob lemne și treburi, poate să ia e foc. Doamne, ce familie ăștia. Și eu care credeam că bunica mea e distrusă. Dar ăștia sunt de groază. Mi-e milă de copii ăștia. De-aia sunt așa ratați. Chiar dacă tatăl a luat deja primele măsuri, mama este cea care știe că este nevoie de mai multă impunere în fața celor doi. De aceea nu lasă loc de ezitări. Mai aveți țigări, așa-i? Nu mai avem țigări. Dar nu vii un pic rușine vouă. Vreți să fim după voi ca poliția? Deci noi nu suntem aici pe post de poliție. Vă rog frumos, respectați regulile casei. Haideți repede, vreau țigările aici la mine, repede. Haide. Haide, rog frumos, de bună voie. Frumos. Să înțeleg că ăsta este ultimul. Înțelegeți ce vreți? N-a mai țipat cineva la mine de... Așa cu arfe de-astea de părinți supremi. Abia am ajuns. Îi pun la punct până plec. În ce o privește pe mamă, ea știe că în asemenea situații este nevoie de o pedeapsă. Și cum cei doi nu mai sunt la vârsta la care să stea la colț, trebuie găsit altceva, mai constructiv. Te duci în camera ta, hai, te rog frumos. Te duci în camera ta, te apuci de citit și o să vin să te controlez. Hai, nu te uita așa urât la mine. Mamă, 430 de pagini. Măcar de te-ar ajuta cu ceva. Poate te ajută să avansezi cartea asta. Mai treci tu pe între a șaptea, a opta. Mă piși pe liceul tău. Sunt mai deștept ca tine și ca toți aia de acolo. Mă piși pe aia de carte. Da, WC-ul nu e aici. Păi și atunci ce rămâne de făcut? Poate exprimarea unor principii solide de viață pe care Teddy le-a preluat pe semne de prin cartier sau din niște piese cu mare priză la cei ca el. Așa e viața, obișnuiește-te cu ideea, cum orice bărbat deștept se obișnuiește cu femeia deștept. Fumează-o, trăiește-o cumva, clipa contează și rămân doar amintiri în urma ta. Mama nu are încredere încă în cei doi, așa că este de înțeles de ce vrea să-i verifice. Prilej cu care va afla ceva la care nici măcar nu s-ar fi putut gândi. Este o carte la nivelul tău, la nivelul clasei a noua. De ce râs, Teddy? Mă gândeam asupra viitorului meu, clasa nouă, parcă e... Adică? Sună compromițător să ajungi pe acolo, nu? Misiunea imposibilă. Am că nu e chiar așa imposibil. Tu câți ani ai, Teddy? Am înțeles că ai... 16 ani jumate. 16 ani jumate, da. Vârsta unui elev de clasa a...
9. În ce clasă ești tu? Mai jos. Mai jos de clasa 9? Da. A 8-a? Mai jos. Mă faci să ghicesc. Da. A 7-a? Mai jos. Teddy. Mă lași fără cuvinte, Teddy. A 6-a? Da. Dar de ce n-ai mai mers la școală? De fiță, eu știu. De șmecher. Am avut preocupări mai distractive. La vârsta ta, Teddy? Nu contează vârsta. Bă, Teddy, știi care-i faza? Te, de exemplu, eu l-am făcut în paralel. Am făcut școală și pot să zic că m-am ieșit distrat. La prima vedere, nici nu mă așteptam ca el să fie un copil care a abandonat școala. După cum vorbește, mi se pare un copil deștept. Dar v-am spus, el este... Deci totdeauna vrea să pară șmecher. Nu este prost, este șmecher. Cum mama a acceptat ideea asta de a nu merge la școală sau ce să înțeleg? A aflat după 2 ani. El a scris la școală și ea că dacă merge la școală, dar nu merge la școală și după 2 ani a venit toată la școală, nu știu de ce motiv. De aia nu s-a interesat vreodată de situația ta școlară? Asta vreau să întreb și eu, Cătălina. Bravo, Cătălina, că ai pus întrebarea asta. M-a întrebat pe mine, dar nu să se intereseze la școală. Mama avea încredere în tine. Da, și are continuat. Și tu ai profitat de încrederea mamei. A fost alegerea mea. Nu mă avantajează cu nimic, îmi pierd 12 ani să stau să învăț în școală. Îmi pare rău. Astea sunt ideile tale despre școală, dar... Despre sistemul de învățământ din România, pentru că știu cum e ăla de afară. Dar de unde cunoști tu sistemul de afară? Pe asta din Germania un an. Am fost cu tata și am stat la un chimie acolo un an. Și mergeam cu verișorul meu la școală, era la școală privată și puteam să merg. De ce n-ai rămas acolo cu tata, dacă consider că acolo ți era mai bine? Pentru că e un bulangiu infect. Așa vorbești tu despre părintele tău? Da. Tata e ăla care te crește, nu ăla care te face. Tu în calitate de bărbat. Da. Să stai 10 minute să o faci pe una ca să rămână sărcinată. Așa. După aia pun numai absolut nimic, nu mai ai nicio treabă. Consider că ai un merit în fața copilului lui. Părintele trebuie să fie respectat. Câte zile are? Pentru mine nu contează că e părinte, că e verișor, că e un străin. Dacă merită respectat și merită iubit, îl respect și îl iubesc. Dacă nu, nu contează. Indiferent cum ar fi acel părinte, merită respectul din partea copilului. Trebuie să-l câștige. Și-l câștigă. Nu ce l-a câștigat. Și-l câștigă. Ai să vezi. Niciodată nu este prea târziu, să știi. Aș avea atâtea chestii să-i spun acum lui Teddy. După părerea mea, cred că vrea să pară ceea ce nu este. Cea de-a treia zi începe mai devreme pentru că este zi de școală. Obișnuiți cu un alt ritm de viață, ceasul biologic al adolescenților nu funcționează încă la parametrii normali și de aceea este nevoie de anumite stimulente venite din partea părinților sau mai bine să le spunem niște imbolduri. Hai, Cătălina, la masă! Eu mă pun la masă, dar nu mănânc! Haideți! Haideți! La masă! Mă, Teddy, pune-te că nu scap cer! După ce că m-am trezit cu luna pe cer, pare pretenția să și mănânc. Nici nu mă trezesc bine, mă pune să mănânc fără o cafea, fără o țigară. Cât despre copii, parcă erau niște câini dresați, stăteau la masă și înghițeau acolo, n-aveau nicio treabă. În loc să vă bucurați, uite mă, cineva ne poartă de grijă aici. Așa și dacă îmi purtați de grijă, mă înțelegeți că vreau să mă duc să fumez o țigară și după ce veneam și mâncam. Și gata, cu grijă. Deci tu așa procedezi, voi așa procedați totdeauna? Dimineața fumați în loc să mâncați? Păi nu, dar noi avem părinți cât de cât... Sănătoși psihic și nu stau toată ziua după noi să se roage de noi să fă aia, fă aia, fă aia. Și noi cum suntem? Nu știu. Dacă... Faceți un control și vedeți. Aici v-am spus că nu se fumează și luați și mâncați că dar trebuie să mergeți la școală imediat. Băi, hai să mâncăm. Hai să mâncăm, că oricum mergem la școală. Haideți. Și avem acolo ce urlați așa? N-ai văzut, nici la ui nu urli așa. Poftă bună, Teddy. Mersi, Rafa. Am mâncat felia aia de pâine în scârbă, doar ca să nu mai văd pe ea cum urlă pe acolo. Fără prea mare chef de ore, Cătălina ajunge într-un final la liceu la Sighișoara. Bineînțeles, cu întârzierea de rigoare. Facem astăzi o lecție legată de istoria artei, vorbim despre stilul gotic și stilul romanic în Europa Occidentală. Te rog să ne citești de pe ecran câteva date despre biserica din dealul Sighișoara, dar trebuie să dai ochelea de jos că nu o să vezi. Nu-i neapărat, văd. Te rog să dea jos. Chiar te rog asta. De ce? Pentru că mi se pare civilizat și onest față de mine, față de colegii tăi. Hai, te rog. Mie nu. Bun. E o chestie. Ajută tu, te rog, să-și dea jos. Nu mă ajută. Te rog, e frumos. Bă, bun, poți și singur, dar nu vreau. Așa, bun. Hai, te rog, citește. Sau citește altcineva? Citește altcineva. Bun, citește tu, te rog.
Chiar dacă poate și-ar fi dorit, Teddy nu ajunge încă la Sighișoara, pentru că el este abia în clasa a șasea, iar școala din Archita are ciclu gimnazial. Cu alte cuvinte, de înțeles ușoara frustrare, care se transformă într-un chef de harță cu profesorii. Câți ani ai, băiețaș? 16. 16 ani? Da. În ce clasă ești tu acum? A șase. Și? În clasa a șasea, la câți ani trebuie să fie elevul? 11 ani, 12 ani. Păi vezi, au trecut 12, 13. Păi deja trebuia să fii în clasa 9. Da. În primul rând, să vedem tu din punct de vedere ca organism viu, ca un corp. Cum te îngrijești tu singur ca să ai un organism sănătos? Am grijă de igienă, în primul rând. Foarte bine. Deci, igiena corporală are un rol foarte important. Igiena și alimentație. Și alimentație. Foarte bine. Mai departe, ca să ai un corp sănătos, ce trebuie să mai faci? Sex. Trebuie să... Mi-e simpatic. Mi-e simpatic. Fii atent aici. Sexul. Nu se face așa la orice vârstă. Orice individ, pentru ca să poată să ajungă la această funcție, trebuie în primul rând să aibă o cunoștință temenică pentru această activitate. În primul rând, o căsătorie are loc numai după ce o persoană și-a făcut un stagiu de activitate ca să aibă o meserie, să poată să câștige un ban și să poată să întrețină familia respectivă. Orele s-au terminat și la Sighișoara, iar Cătălina are chef de puțină relaxare, mai ales că acasă nu poate face anumite lucruri și, dependentă de puțină distracție, și-a dat seama că Adina nu este compania potrivită și, astfel, fără să se gândească la vreun risc, niște necunoscuți devin noi ei prieteni. Nu mă lași pe mine la o plimbare așa scurtă? Da, da, cum să nu. Da? Hai să nu. Poți să mă urci eu în mașină, te rog frumos? Hai, Cătălina, acasă, că ne așteaptă mama. Ba, da. Ba, nu. Tu du-te acasă, zic că vin și eu mai încolo. E ok? Chiar nu știu ce-i în cap. Pleacă așa iurea de la școală, i-am zis că ne așteaptă mama acasă și ea pleacă așa iurea. Părinții nu bănuiesc nimic din cele întâmplate și nici nu au cum să o facă atâta timp cât așa ceva pentru ei este de neconceput. Și când ai grijă de un adolescent rebel, te poți aștepta la orice. Unde ai lăsat-o pe Cătălina, Adina? De la școală, în față la liceu, era o mașină cu doi băieți și eu i-am zis ca să venim acasă și ea o pleca cu băieții și eu zic că vine numai de seară și n-am putut să o opresc. Cum, Adina, o pleca cu băieții, Adina? De ce ți-am spus când ați plecat de acasă, veniți amândouă înapoi? Să nu o lași singură, Adina. Cine sunt băieții care erau la școală cu mașină? Nu, erau niște străini. Doamne, că așa ceva nu se poate. Aici. Se pare că până la întoarcerea Cătălinei, pedeapsa este încasată mai degrabă de Teddy. Sau mai bine spus, tatăl vrea să-i dea băiatului un exemplu preventiv, din care speră să înțeleagă ceva. Mamă, cu staun astea... Vezi cum trebuie să muncești să ai carne pe masă? Zici că sunt elefant pe tocuri. Păi da, dar nu muncesc. Eu muncesc să câștig bani și banii... Da, unde câștigi bani? Ai baiul. Și păi nu trebuie să gândești. Nu spăl căcatul la poș ca să câștig bani. Da? Dar mâncarea îți place? Păi eu cumpăr candoi de la piață. Ce trebuie să le facă ăștia? Haide, mă, plecați că vă bat. Să moară tata unde m-a adus. Trage tot de acolo, din spate, aici în față, la ușă. Să nu dea dracu să vă puneți în spatele meu. Vezi, te dică poți dacă vrei. Păi nu vreau, dar... Numai bună voință trebuie. Bună voință. Azi a făcut un pic. Mâine mai face un pic și-l trimit acasă om. După o zi petrecută după cum a tăiat-o capul, Cătălina trebuie acum să dea niște explicații și nu în ultimul rând să asculte morala mamei. Cum ai putut tu să pleci cu niște băieți pe care nu-i cunoști? Ești conștientă de ceea ce ai făcut? Da. Da? Da. Dacă ei se întâmplă ceva, se întâmplă și pe stradă când mă duc la școală cu Adina lângă mine sau cu dumneavoastră. Dar așa că nu-i mare. Deci nu-i mare pentru tine. Da. Vreau să aud de la tine că îți pare rău de ceea ce ai Nu-mi făcut. Nu-mi pare rău. Nu-ți pare rău? Nu-mi pare rău. Nu are de ce să-mi pare rău. Dacă pe dumneavoastră v-a deranjat, îmi cer scuze, da. Dar mie nu-mi pare rău. Dar nu cât atât timp cât știu că vă deranjează, poate să încerc să o mai răresc cu chestia asta. Chiar vreau să o mai rărești și să te gândești la ceea ce ți-am spus eu. Ok. Poți să mă duc, vă rog frumos. Da, chiar te rog. Este târziu, hai te rog, du-te în camera ta. Te pregătești de culcare. Da.
Cea de-a patra zi pare să înceapă într-o manieră liniștită, cu niște adolescenți care discută, doar că tema este aleasă de Teddy, care are un anumit subiect preferat. Viața sexuală cum stai? Cum să stau? Activă sau nu prea? Ai făcut-o vreodată? Nu. Da tu? Nu. Da tu? Nu. Mama. Da tu? Casă de virgini aici. Aha. Mama și cu tata știi, mai virgin. Și n-ați văzut pe nimeni cum fac? Pe părinții ați prins sau de-astea? Nu. Tu? Nu. Nici filme la televizor astea? Nu. Mamă, păi e belea cu voi. Anii voștri să nu știți. Puteți schimba și voi subiectul. Te deranjează? Îl puteți schimba de altceva, nu puteți vorbi. Bă, frate, deci pe bune, sunteți ciudați. Despre chestia asta, măcar să știți câte ceva, să puteți să vorbiți despre ea fără nicio jenă, pentru că te deranjează Adina. A pus botul. Ce vrei, surta, mă? Mi s-au părut puțin cam speriați, parcă îl pleași fi zis de OZN-ul, ceea ce nu ar fi normal. Eu m-am simțit aiurea când am auzit ce vorbe scot ei din gură și ce îi duc capul și am simțit o rușine față de fratele meu. Și pe mine mama m-a învățat ca viața sexuală să mi-o încep după căsătorie. Adina a fost de-a dreptul stânjenită de cele spuse, în special de Teddy. Dar asta nu înseamnă că i-a ascuns mamei discuția avută, chiar dacă i-a fost greu să-i spună. Vă spun eu despre ce? Despre sex ați discutat? Da. Despre dragoste am discutat. Eu am discutat cu copiii mei. Deci o mamă discută cu copiii, da, în funcție de vârstă. Astea sunt chestii care se discută într-o familie atunci când se întemeiază. Sincer, părerea mea, aveți o gândire foarte, foarte comunistă. Adică presupun că ați fi de acord să comunistă, vezi ce... Comunistă, dar pe vremea comunistă, viața sexuală se începea la căsătorie. Nu ca acum, cum concepeți voi, de la 14 ani, apar... Dar nu e imposibil să-și înceapă viața sexuală, pur și simplu, ca să le explic niște chestii, să-i învăț. Deci tu ești profesorul. Când a venit Adina la mine și mi-a spus despre toate prostiile pe care le-au scos din gură Teddy și cu Cătălina, m-am gândit la rușinea pe care au simțit-o copiii mei, pentru că sunt convinsă că asemenea prostii ei n-au auzit. La controlul bagajelor, da, la Teddy în geamantan ce-am găsit? Prezervativ. Dar de ce mă întrebați? Ce făceai cu el? Da, mi-am început viața sexuală și mi se pare foarte normal să am prezervative la mine în caz că se întâmplă să fiu în anumite circunstanțe, să am tot ce-mi trebuie. Și este normal de la vârsta ta? Este normal? Da, este foarte normal. Știind de ceea ce a ieșit din gurile voastre, mi-este mie rușine să mă uit în ochii voștri. Vai, doamne, deci nu știu ce a vrut să ne demonstreze prin chestia asta. Ea trăiește pe stilul ăla vechi. Cătălina și-a dat seama foarte bine că mama este cât se poate de supărată și ar vrea să detensioneze oarecum situația, chiar dacă asta ar însemna să lase orgoliul deoparte. Ne-am gândit la situație și la ce s-a întâmplat. Da. Și n-ar fi trebuit să se ajungă până aici cu discuția noastră cu copiii. Este foarte grav ce le-a spus copiilor. Cred că trebuie asta să vă lăsăm pe dumneavoastră să hotărâți când să le spuneți și să le spuneți dumneavoastră și poate de prin alt mod. Teddy, nu gata, că le ascunde niște lucruri. Cum ți-am mai spus și îți repet, toate se învață la timpul lor. Nu am înțeles. Reacția pe care a avut-o ea mi-a dat de gândit și am spus că las orgoliul la o parte și nu mi-e rușine când greșesc să recunosc. Da, frate, am greșit, asta este, altă dată nu se mai întâmplă. Mama a avut timp suficient să-și dea seama că problemele Cătălinei nu sunt de fapt cauzate de firea ei rebelă. Altele sunt cauzele pe cale să fie aflate. Vrei să-mi citești și mie ce scrie aici? Nu știu în ce măsură să poți citesc. Hai, încearcă, că stau lângă tine. Iar nu am somn la orele astea târzii. E atât de greu să te trezești dimineața și să-i auzi pe ai tăi certându-se, să vii de la școală și în singurul loc în care te aștept să te înțeleagă cineva, să fii întâmpinat cu țipete, certuri, iar când pare să se fi terminat totul.
să-ți asculți mama cum plânge în hohote în bucătărie fără a se aștepta ca cineva să ia linie măcar puțin suferința. La noi se gândește cineva, de fapt noi suntem subiectul principal în toate certurile lor când îi auzi copii, dar de fapt nu le pasă cât de puțin ce simțim noi. Vreau să plec, să uit de tot, să uite toți de mine, să uite că am existat vreodată și că poate am ajutat în viață cât de puțin. Mă bag la somn pentru că mă doare mâna și mi-este rău. Să înțeleg că în familia voastră, într-adevăr, au fost multe probleme. Și cel mai mult au de suferit copiii, să știi. Acum te înțeleg, Cătăline. Hai, nu mai plânge. Într-adevăr, fata asta a trecut prin multe probleme. Nu mă așteptam ca mama să vrea să mă cunoască. Sau, mă rog, să vrea să ia parte la vreun moment din viața mea. Trebuie să ne gândim, noi părinții. Bine, suntem noi cei care suferim, dar în primul rând sunt copiii, acolo unde sunt copii în familie. La ei trebuie să ne gândim și pe urmă la noi. Ultima conversație pe care am avut-o cu fratele meu m-a afectat. Pentru că l-am sunat să zic la mulți ani. Și anii noștri au fost destul de rece. Dacă el o să aibă vreo treabă cu mine sau... Să-mi cer ajutorul și totdeauna voi fi lângă ei. Nu știu, m-am îndepărtat de familie, de mama și de frate. Cu tata sunt acum, dar cel puțin fratele mic și celălalt au rămas amândoi acolo și chestia asta mă doare. Și să înțeleg că ei trec prin ceea ce ai trecut tu. Erau chestii care le vedeam doar în film, să-și dorească copilul de Crăciun, să-i aducă Moș Crăciun, împăcarea părinților. Sunt chestii pe care nu stau le-am trăit și chiar nu doresc limon. Înțeleg, Cătălina, familia voastră, într-adevăr, au fost multe probleme și probleme foarte grave și trecând prin astea, te gândești ca tu, la rândul tău, să... Oricum, am foarte multe de învățat. Le oferi copiilor tăi, atunci când ai tu, familia ta, știu, fericirea și liniștea în familie pe care n-ai avut-o tu, Cătălina. O să fie frumos. Aștept. Teddy s-a mai îmbunat după ultimele întâmplări și discuții și acum are și el preocupări de copil de 16 ani. De fapt, singura soluție să găsească o cale de dialog cu băiatul familiei gazdă. De unde ai învățat ca să repar bicicletele? Am avut și eu multe biciclete și odată am fost la țară cu bicicleta, știi, am luat-o. Și toată ziua am plimbat cu bicicleta și mi s-a stricat. Și m-am dus la un om din sat care prepara tiruri. Și știa să repare bine și biciclete. Și de două ori am stat cu el și am demontat-o și am montat-o la loc pe toată și m-am învățat. Și atunci am învățat. Ce urât face oaia aia? Zrăgâie ca o vacă. Așa fac toată ziua, mă, animalele astea? Da. Și nu te deranjează, nu te enervează? Nu, că am învățat cu el. Le-ai dat vreodată cafea la oi? Nu. De ce? Păi da, cum să le dau cafea la oi? Să vezi și dacă le place. Am încercat. Doar nu să le mănânci tot tu. Deci, servitul oilor cu o ceașcă cu cafea nu este o variantă, așa că până la aplicarea noilor soluții nutriționiste revoluționare, Teddy acceptă să meargă după vechile tipare. Ce faci, mă, Vasilică, mă? Ce faci, mă, Vasilică, mă? Vezi că se poate face muncă. Da? Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Teddy, pentru ajutor. Nu aveți pentru ce. În săptămâna pe care cei doi adolescenți o petrec la familia gazdă, singura legătură pe care o au cu părinții este o scrisoare pe care o primesc de la aceștia. Prima care află gândurile tatălui este Cătălina. Salut, puștoaico! Sper că îți plac noi tăi părinți și frați și nu spun întâmplător lucrul ăsta, pentru că de la început vreau să-ți vorbesc despre frații și părinți, chiar dacă poate nu crezi, să știi că Mitru și George sunt doctorul.
George a întrebat zilele trecute unde este Didia lui. Hai, Cătăline, nu mai plânge. Hai, hai, citește. Ar fi o minune să fii schimbată. Te știu cât de puternică ești în ideile și părerile tale despre viață. Poate ai crezut despre mine că sunt slab, pentru că toată lumea m-a acuzat că nu te-am pedepsit la timp. Dar oare pentru ce să-mi pedepsesc copilul? Pentru că e o parte din mine, cerându-și drepturile pe care crede că le are ca adolescent, fără a da însă nimic în schimb. Asta e ceva și de la mama, nu știu de ce cred asta. Nu cred că pedeapsa ar fi rezolvat ceva. Eu cred în soarta omului, fata tati, și cred că fiecare lucru se întâmplă cu un rost anume. Sunt sigur că și mamei tale este doar de tine. Că dragostea de mamă nu e nimic. Când te întorci să te gândești la asta, poate nu va mai fi o familie. Să știu că ți-i cred. Dar chiar dacă este al dracului de greu, acum judecă-ne separat, urăște-ne separat. Și dacă poți, iubește-ne separat. Mi-aș fi dorit să fie altfel. Aș vrea să transmiți ceva familiei la care stai. Roagă-i să mă scuze pentru deranjul pe care l-ai făcut. Mai spune-le că eu am o fică bună cu multe păreri și simțiri la care noi, oamenii mari, ar trebui să mai reflectăm. Cu multă, multă, multă dragoste, un tată fericit, plin de probleme. Ce părere ai, Cătălina? V-a spus să îl scuzați pe el pentru deranjul pe care l-am făcut eu. Niciun deranj, Cătălina, niciun deranj. El săracu știe ce are la ușă. Mai cu minte decât ai fost, nici nu se putea, Cătălina. Da. Da. Se putea. Dar nu sunt obișnuită să fiu cu minte. Primul lucru pe care îl fac de ajung acasă este să văd frații și pe mama. M-a făcut să mă gândesc la niște lucruri pe care nu le-am spus niciodată. Pentru că nu stătea în caracter. Didi vă iubește pe toți de acasă. Și chiar îmi este dor de... Nu vreau să fac promisiuni deșarte, dar sper când ajung acasă o să încerc să fac tot posibilul să fie bine. Să nu ne mai certăm și să las de la mine. Și chiar dacă se despart, nu vă mai fi familie. Dar mama va fi mama mea, iar tatăl meu și pe frați cel puțin niciodată nu o să-i dau la o parte. A venit vremea ca și Teddy să afle gândurile mamei sale. Dragul meu, Teddy, sper tare mult că toate aceste zile au fost pentru tine o experiență de care ai nevoie. Sunt dispusă la multe eforturi doar pentru tine. Ceea ce a fost, a fost. Greșelile pe care le-ai făcut în trecut, greșelile pe care și eu le-am făcut în trecut, nu mai pot fi reparate. Ce-mi doresc? Îmi doresc să-ți revii. Haide, Didi, emoționat. Da, puțin. Să-ți vezi de școală, să faci în așa fel încât să recuperezi măcar o parte din timpul pierdut. Nu pot să citesc. Știu că ți-e greu sau poate ți-e jenă situația ta. Dar crede-mă că la fel îmi este și mie. Totuși trebuie să acceptăm adevărul și apoi să-l facem mai bun. Să fim unul alături de celălalt și să ne sprijinim. Pentru că acum avem mare nevoie unul de celălalt. Sunt sigură că vei vedea altfel lucrurile pentru că ești băiatul meu. De care mereu vreau să fiu mândră. Cu drag, mama. Acum îți dai seama că ai făcut o mare greșeală? Păi mi-am dat seama de mult de asta. Ți-ai dat seama? Și de ce totuși ai continuat, Teddy? De ce n-ai spus odată stop lucrurilor rele
Mi-era frică de ce o să se întâmple cu ea când o să afle. Pentru că e cu, și era dinainte cu nervii la pământ și cu tensiunea foarte mare. Da, da. Și nu știu cum, adică presimțeam că o să pice rău impactul ăsta cu școala. Pot să zic că a suferit un șoc. Nu trebuie să-ți fie frică niciodată să stai de vorbă cu părinții tăi. Nu trebuie să-ți fie frică. De ce să-ți fie frică? Părinții îți dau numai sfaturi bune, Teddy. Faptul e consumat. Nu mai am cum să dau timp înapoi, contează ce să fie de acum înainte. Și să faci în așa fel încât de acum încolo să îi aduci mamei numai bucurii, Teddy. Numai bucurii. După primirea scrisorilor de la părinți, cei doi adolescenți s-au deschis mai mult în fața părinților. La rândul lor, aceștia le arată și ei o altă față a lor și totul se traduce printr-o plimbare prin cetatea Sighișoarei. Este singura cetate locuibilă din Transilvania, deci cetatea începe de jos, de unde am urcat prima dată, nici de cum sus în deal numai. Seamănă puțin așa, când mă uit încolo cu Lipscani. Dar aici pare să fie puțin mai curat, mai îngrijit. Observația făcută de Teddy i-a cam ridicat mingea la fileu mamei, care acum merge la sigur, știind că, dacă sunt luați cum trebuie, adolescenții pot da dovadă și de bunăvoință. Pentru a fi curate, la muncă participă și copiii din acest liceu. De aceea, haideți să dăm și noi o mână de ajutor. În ce sens? Un voluntariat pentru întreținerea spațiilor. Ce vreți să ne bucăm? Cetății. Haideți, mai cu curaj, copilași. Haideți. Uitați, aici avem niște... Domnul ne dă niște unelte. Hai, Cătălina. Amândoi cu mânuța. Haideți. Voi mergeți pe partea stângă și voi pe partea dreaptă. Haideți. Cu lumea frustrării, să n-ai țigări și să culești chiștacii după alții. Să știi. Nu, dar pe bune, iurea ăștia că aruncă gunoaile așa. Dacă nu stai să strângi, nu-ți dai seama și nu bagi seama. Dacă stai să strângi după alții... Să-mi bag piciorul în gura mea dacă mai arunc vreodată ceva pe jos. A mai rămas puțin până ce Cătălina și Teddy se vor întoarce la familiile lor. Înainte de plecare sunt lucruri pe care părinții vor să-i le înapoieze băiatului, cu o singură excepție. Și asta nu-i pentru vârsta ta încă. Fără ca să și le revendice neapărat, Cătălina își primește și ea lucrurile înapoi, după care toată lumea își va lua rămas bun. Ba, să fii cu minte. Și vorbim. Da. Cătălina, îți doresc drum bun. Mă bucur, Cătălina, că te-am cunoscut. Și eu mă bucur. Ai fost în familia noastră. Și îți doresc tot binele din lume. Pa, pa, copii. O să-mi fie doar de voi. Numai bine, Teddy. Pa, Căline, să fii cu minte. Vezi cu fetele. Ai grijă, ele ușor. Mi-a părut bine să vă cunosc. Și nouă. Tot binele ce le doresc copiilor mei, aceleași le îl doresc și lor. A fost foarte grea despărțirea, dar știu că am și o familie acasă și niște frați mai mici care au nevoie de mine. Familia la care am fost încearcă să le ofere copiilor ceea ce mama încearcă să mi-o ofere singură. Mi-am dat seama de chestia asta și am de gând să încerc să o ajut mai mult. Cătălina este prima care ajunge în casa bunicilor, acolo unde o așteaptă cu drag tatăl și cei doi frați. Cel mai probabil cu drag se gândește la Cătălina și mama ei, care a preferat să o revadă în Galați, fără camere de filmat în preajmă. Iată pe cine a venit! Frata lui tate a venit! Iată și nemachiată, frate! Ia uite frata lui tate! Fata lui tati nemachiată. Fata lui tati nemachiată. Hai mă, George, Georgica. A venit Didi, mă, Georgica, mă. Ți-a fost dor de Didi? Vrei să vorbești cu mine? Nu, de ce? Hai că nu te vede nimeni, vorbește doar cu mine. Ți-a fost dor de mine? Mi-a fost și dor. Hai, du-te-n ce faci? Bine, tu ce faci? Mi-a fost foarte bine, nu mă vezi? La minele, sunt nemachiată. Ia uite, mă, Mitruț, o vezi pe sărbina ta? O vezi? Ia uite, n-are inele, e nemachiată. Vinți prima dată când m-am văzut. Dar mulțumesc! Când vezi așa? Un pic respect pentru familie.
Asta îi lipsește Cătălinei. De să prețuiască mai mult dragostea părinților. Ți-a plăcut scrisoarea? Da. Dar nu mă așteptam să scriu chestiile astea. Nu te așteptai? Nu. De ce? Că nu știu. N-ai fost niciodată așa. Poate n-am avut timp, dar asta e viața, na. Nu știu, când l-am văzut pe tata și l-am luat în brațe, am și simțit așa. Deci, parcă mi-a lipsit foarte, foarte mult. Pe de parte, mi-aș fi dorit să fie și mama aici. Deși știam că nu... Deci eram foarte sigură că nu o să fie. Sper să mă duc mâine să văd. Să am o discuție serioasă cu ea și... Poate o să fie bine. Teddy ajunge și el la București și, după cum a promis, își revede mama cu alți ochi. Sperăm să-l țină și pe viitor. Cum a fost? Bine a fost. A fost fără tine aici. Și acolo. Tu? Casa plină. De copii, mamă, tată. Da? Am avut și soră. Ți-ai pus ordine în gânduri? Nu pot să zic că am adus ordine în gânduri, doar că am... altă perspectivă vis-a-vis de unele lucruri. Săptămâna aceasta, fiind singură în casă fără Teddy, am ajuns la concluzia că petrecem foarte puțin timp împreună. Ai simțit o diferență între viața noastră și a celorlalți? Au unele reguli, de fapt nu pot să ne apărea reguli, au unele obișnuințe comune, adică toată lumea mănâncă în același timp. Adică duc o viață ordonată? Da. Și tu nu? Nu prea. Și acum? De acum, da. Așa zici tu? Da. Asta e lucru cel mai important. Ți-a fost dor de mine? Da. Și mie. A fost urât aici fără tine. Bă, lasă-mă cu turile tale, te rog. Ce dracu-mi dai mie cremul, știi? Ieri am mâncat tu crema, n-ai și de cap. Ieși! Nu trebuie un sapă, nu trebuie un sapă. Nu trebuie un sapă, nu trebuie un sapă. Nu ți-i rușine, tu!